Unicornuina este și astăzi alături de voi. Pentru că nu sunt cumințenia pământului, am să rup tăcerea și o să vă spun că mă bucur infinit să vă revăd. Hehe, v-ați prins? Cumințenie, tăcere, infinit? Exact! Pe 19 februarie s-au împlinit 145 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Așa că astăzi vom privi o pictură inspirată de lucrările acestuia și vom povesti puțin despre viața sa. Hei! Vrei să ne spui și tu câteva cuvinte? Mai devreme nu mai tăceai și acum te dai cu mințenia pământului. Lasă, o să vorbesc tot eu. Haideți să începem. Pe 19 februarie 1876, în satul Hobița, județul Gorj, vedea lumina cel care avea să ajungă unul dintre simbolurile României, Constantin Brâncuș. Fiul Mariei și al lui Radu Nicolae Brâncuș, el mai are încă 5 frați, familia lui fiind una înstărită și respectată prin părțile loc. Micul Brâncuș era bătut de către frații mai mari și de către severul său tată, fapte care l-au făcut încă de la doar câțiva anișori să plece de acasă. El este trimis pe câmpiile de la Poalele Carpaților cu turma familiei în loc să meargă la școală. Aici, pentru a-și ocupa timpul, el începe să sculpteze în lemn tot felul de lucruri folositoare pentru casă. Linguri de lemn, picioare de pat, obiecte utile, dar și care înfrumusețau gospodăriile de la sat. La 9 ani, el pleacă de acasă. Prima oprire o face la Târgu Jiu, unde lucrează într-o vopsitorie. Lista locurilor de muncă neadecvate unui copil continuă la Slatina, unde lucrează într-o băcănie, și la Craiova, unde pentru câțiva ani este angajat într-o cârciumă. În tot acest timp, talentul său către arta cioplitului în lemn se materializează, până când, în 1894, el este înscris cu bursă la Școala de Arte și Meserii din Craiova, după ce se face remarcat când își construiește singur o vioară. Dorința de a continua pe drumul artei l-a făcut pe Brâncuș să devină autodidact, el învățând singur să scrie și să citească. Brâncuș vine la București, unde urmează cursurile școlii de Belle Art. Pentru acestea, el trebuie să vândă partea sa de moștenire unuia dintre frați. Constantin Brâncuș este un elev model. El studiază cu seriozitate modelajul și anatomia, absolvind în numai 4 ani cursurile a căror durată era de 5 ani. În 1902, Brâncuș absolvă cu notă maximă Școala Națională de Arte Frumoase de la București, iar în 1903, după ce își încheie stagiul militar, pleacă la Paris. Pentru a face rost de bani pentru drum, Brâncuș primește prima lui comandă a unui monument public, bustul generalului medic Carol Davila. Sculptura este expusă din 1912 în curtea Spitalului Militar din București. Lucrarea nu a mulțumit consiliul care a dat comandă și din care făcea parte profesorul său, Dimitrie Gerota. Mulți erau nemulțumiți de felul în care Brâncuș redase trăsăturile faciale ale generalului Davila sau de poziționarea epoleții. Dezamăgit de reacția consiliului, artistul pleacă fără a mai primi și restul de bani și decide să meargă la Paris pe jos. În drumul său către capitala culturii europene a secolului XIX și al XX-lea, sculptorul poposește la Budapesta, Viena, München, Zürich și Basel. În fiecare oraș, el vizitează muzeele de artă, găsindu-și în fiecare câte puțină inspirație. În Viena, de exemplu, el admiră pentru prima dată sculpturile egiptene care i-au influențat arta. După ce rămâne 6 luni la München, el pornește în drum prin Bavaria, Elveția, ca în final să ajungă pe pământ francez. În apropierea orașului Lunéville, Brâncuș este surprins de o ploaie rece, în urma căreia se alege cu o pneumonie infecțioasă. Rămâne pentru scurt timp la un spital de maici pentru a se trata. În urma bolii, nu mai are forța necesară de a parcurge drumul pe jos și până la Paris ia trenul. Primul an petrecut în Paris a fost unul de mare încercare pentru Brâncuș. Nu a putut crea, iar trecerea zilelor fără a muri de foame sau de boală era o adevărată victorie. Lucrurile au început să se îmbunătățească în 1905, când ministrul Culturii și Instrucțiunii Publice îi oferă o bursă de studiu pentru a se putea înscrie la Școala de Belle Art, unde va fi la clasa artistului Anton Mercier. În 1906, Constantin Brâncuș expune pentru prima dată la Société Nationale de Belle Art și la Salon du Temps din Paris. Îi impresionează pe critici, dar el nu este satisfăcut de lucrările sale. În același an, el este forțat să părăsească Școala de Belle Art din cauza faptului că împlinise vârsta de 30 de ani, vârstă limită pentru a putea fi student acolo.
La vernisajul Expozității Naționale a Artelor Franceze din 1907, unde Brâncuș participa cu un bust, un cap de copil și mândria, celebrul Rodin îl remarcă și îi oferă șansa de a deveni ucenicul său. Brâncuș îl refuză pe marele artist, considerând că trebuie să își urmeze propria ideologie artistică. Nimic nu crește la umbra marilor copaci, avea să explice mai târziu. Din 1909, Brâncuș își stabilește domiciliu și atelierul pe strada Montparnasse. Celebra adresă, Rue de Montparnasse 54, va deveni un adevărat loc de pelerinaj pentru toți artiștii. În 1907, primește din România o comandă, care va deveni simbolică pentru prima etapă de creație a formei simplificate brâncușiene, rugăciune. Sculptura, reprezentând o fată care îngenunchează pentru a se ruga, este un monument funerar, comandat de către un om înstărit din Buzău. În 1908, Brâncuș realizează prima lucrare care nu este influențată de moda europeană sau stilul lui Rodin, sărutul. În 1909, Brâncuș revine în România, unde în cadrul expoziției oficiale de pictură, sculptură și arhitectură, primește premiul al doilea. Din 1913, Brâncuș expune și în Statele Unite ale Americii. Expune la Salon des Independants din Paris și la Armory Show din Boston, New York și Chicago, în același timp unde stârnește admirație cu celebra sculptură Domnișoara Pogani. În 1914, sub influența Marelui Război, care îi accentuează dorul de casă, el revine la prima iubire, lemnul, pe care îl folosește ca materie primă pentru fiul risipitor. Cu gândul la casa părintească și la plaiurile mioritice, în 1918 Brâncuș realizează celebra coloana infinitului, inspirată de stâlpii gospodăriilor românești. Brâncuș creează un adevărat scandal cu lucrarea Prințesa X, pentru care se pare că i-a fost model Prințesa Maria Bonaparte, dar i s-a cerut să o retragă, critici afirmând că opera seamănă cu un falus. Acum știu că veți pune pauză și veți căuta imagini cu această sculptură pe internet. Nu-i nimic, nu vă judec și vă aștept. În 1937 și 1938 vine în România pentru inaugurarea complexului de la Târgu Jiu, alcătuit din noi versiuni din oțel, mult mai mari ale operelor Coloana Infinitului, Poarta Sărutului și Masa Tăcerii. Devine unul dintre cei mai importanți artiști din întreaga lume în prima jumătate a secolului al XX-lea. După ce lasă moștenire României simboliul genului său infinit, el se retrage în atelierul său din Paris. Constantin Brâncuș, românul revendicat de francezi, se stinge din viață pe 16 martie 1957 și este înmormântat în cimitirul Montparnasse din Paris. Atelierul său este găzduit integral de către Muzeul de Artă Modernă din Paris. Acum că pictura noastră este completă, haideți să urmărim și o sculptură în cuvinte inspirată de aceasta. Am îngâiat atâta piatră, fier și lemn și le-a făcut să cânte ceva ce auzi cu ochii, învăluind în coaja dură cu aerul solemn, atâta har ce poate, îl mai ating doar popii. Aprins în formă infinitul, cu rădăcina în pământ, sărutului i-a dat o poartă ce e mereu deschisă, tăcerii i-a făcut o masă rotundă ca un legământ, că viața lui trecută prin ele îi va fi neînvinsă. S-a mai terminat un episod. Vă mulțumesc că ați rămas până la capăt alături de mine și vă aștept cu drag și săptămâna viitoare. Între timp, puteți intra pe paginile noastre de Facebook și Instagram pentru a vedea mai multe lucrări. Dacă vă plac episoadele noastre și vreți să ne propuneți o anumită temă, ne puteți scrie în comentarii. Bye bye!